bine ați venit pe canalul meu, eu sunt Sara și astăzi facem o recenzie la tableta de la Vonino, și anume Vonino Xavi L8. Am aici decât ambalajul. Și mai întâi o să vedeți unboxing-ul pe care l-am făcut, pentru că mi se pare destul de inedit. Am făcut un unboxing live, o să-l găsiți și pe Facebook, o să pun link în descriere. Dar mi se pare diferit pentru că observ reacția persoanei, sau în cazul ăsta a mea, pe care am avut-o atunci când am făcut unboxing-ul, și mi se pare destul de amuzant și de aceea insist să-l vedeți și voi. Și apoi o să continui cu recenzia, de fapt părerea mea despre tableta Vonino Xavi L8. Așa că sper să vă placă aceste chestiuțe care pornesc și care te destresează. Chestiuța asta nu ne interesează. Sper să pot să o scot de aici. Am un viewer. Holy shit, I'm famous on the internet. Am și un viewer. Ok. Să-i dăm aici jos acest elastic cu care o să-mi enervez câinele mai târziu. Și să procedem să deschidem cutia. Nu pot să o deschid cu o singură mână, pentru că este sigilată, desigur. Da, și eu m-am gândit să-mi aduc un cutter, așa că o să-mi folosesc unghiuțele. Cred. Deci am impresia că am o foarfecă pe undeva pe aici. Will you please go get it for me? I have an assistant. Oh, 5 viewers. Hello, 5 viewers. How are you? Execut această operație foarte grea de a tăia cu precizie acest sigiliu, de care, sincer, o să fiu, îmi pare foarte rău, pentru că sunt foarte frumos aranjate, dar cineva trebuie să facă și chestia asta. Se deschide. Hop, hop, se deschide. Urăsc melodia aia, apropo, nu știu ce cretin o cântă, dar o urăsc. De ce toate porcările devin virale? I don't know, I'm just ranting. Eu am mai testat până acum tablete de la Vonino, care sunt absolut superbe și sper ca aceasta să fie la fel. Au un înveliș la spate. Will you please help me? Somebody doesn't want to help me. Pentru că de ce să nu mă chinui? Au un înveliș la spate foarte mișto. Nu știu dacă aceasta o să fie la fel. Aleluia! Wow, holy shit, am reușit să deschid. Wow! Îmi place. Arată foarte tare. Mă așteptam de la Vonino să arate așa. Și o să-i dăm jos acest frumos, un frumos înveliș. Din păcate nu am o melodie din aceea gen ta-na-na, ta-na-na. Dar vă imaginați voi, da? Să vedem ce scrie. Focus, peel off this mask. After application, what? Ok. I'm not going to peel you off. Nu știu cum să zic. Ok, să-i găsim the on switch. Sperăm că de aici se deschide. Oh, nici n-am apăsat bine, s-a deschis. What sorcery is this? Hello, Vonino. Și acum așteptăm un pic după ce tableta își dă drumul. I had to say that. Ok, și aici în... Să nu mai tremure, da. Și aici avem încărcătorul, mă rog, chestia care se bagă în priză, cablu USB și chestiuța care... Android is starting. Welcome! Hello! English United States sau English United Kingdom? Ce preferăm? Preferăm tube sau elevator sau... elevator, simplu. Și... United States, of course. Fries. French fries.
Insert. Skip. Oh my god. I forgot my Wi-Fi password. Nu pot să vă spun parola mea de la Wi-Fi, dar o să trec eu mai târziu. Și ca de obicei, mă aștept ca tableta să-mi preia toate datele și contul Google, pentru că de obicei așa se întâmplă cu toate tabletele pe care le-am avut de la Vonino. Au preluat automat toate datele mele, ultimele date de logare și imediat m-au logat. Ok. Nu știu pentru ce este chestiuța asta, dar e foarte simpatică. It's so small. Și quick starter guide. Și cam atâta se află în cutie. Și cam asta a fost unboxing-ul. O să revin cu păreri și altă dată despre această minunată tabletă. Momentan o să-i pun parola de Wi-Fi și o să încep să mă joc cu ea. Ok, cam atât. O să fie live stream-ul pentru acum. This is me, my ugly face. Și mulțumesc că ați intrat să-mi vedeți mie mufarina și să vedeți această frumoasă tabletă de la Vonino. O să mai fie un live stream, cred că luna asta, când o să aleg câștigătoarea produselor pe care le am la concurs. Și da, mi-a făcut plăcere să stau de vorbă cu voi. Așa că ne vedem data viitoare, v-am pupat, ciao! Acum că ați văzut filmulețul, să continuăm și o să încep să vă citesc care sunt de pe spatele cutiuței. Care sunt caracteristicile tabletei Vonino Xavier 8. Și o să încep cu faptul că permite rețea de la 2G, 3G, 4G. Are o memorie de 1 GB. Memoria internă este de 8 GB, așa că puteți să, nu știu, să vă jucați ce jocuri vreți voi, să vă instalați diferite programe pe care să le folosiți. Un alt lucru care mi s-a părut mie inedit este faptul că are o cameră de 5 megapixeli, iar cea frontală este de 2 megapixeli. Și până acum chiar nu mă interesase să fac poze cu tableta. Dar când am primit-o pe aceasta, nu știu, parcă am fost curioasă să văd cum sunt. Nu am făcut multe poze, cred că sunt vreo 4 sau 3 poze. O să vi le pun în recenzia mea de pe blog, o să vă las link în descriere și să le vedeți, pentru că mi se par destul de inedite. Bateria rezistă foarte mult, dar având în vedere că eu nu am folosit-o cu o cartelă inclusă, poate că lucrul acesta ar schimba modul în care bateria funcționează. În schimb, eu am lăsat Wi-Fi deschis și nu se consumă atât de ușor pe cât ar părea, pe cât se consumă telefonul meu, smartphone AllView E4, de exemplu, care îl încarc dimineața și seara e aproape gata, mi se descarcă bateria. Aici nu, am constatat că dacă las Wi-Fi-ul deschis în caz că îl uit eu și nu-l închid și, nu știu, mă duc și ies în oraș și mă torc înapoi acasă peste 4-5 ore și mă uit din nou, bateria nu este aproape deloc consumată. Deși primesc în continuare notificări și Wi-Fi merge în continuare. Și mi s-a părut un lucru destul de interesant, un mare plus, pentru că de obicei la smartphone-uri și la tablete bateria este cea care, nu știu, este principalul motiv de nemulțumire la majoritatea consumatorilor. Dimensiunile ei sunt de 122,6, 9,93 și 214,9 mm. Nu este foarte grea, are 280 de grame doar și vine pe această nemaipomenită culoare de negru. La cealaltă tabletă Vonino Xavier T7, dacă nu mă înșel, venea în mai multe culori și sunt sigură că cei de la Vonino vor scoate mai multe culori și pentru aceasta, cu același umveliș foarte plăcut la atingere. De asemenea, îmi place foarte mult că este o tabletă extrem de ușoară.
la modul că o poți lua cu tine și practic să nu ai nimic în geantă sau unde alegi să o porți. Poți lua cu tine prin casă, să te uiți la televizor și în același timp să comunici cu prietenii tăi pe tabletă, eventual să stai pe Skype cu amicii tăi în caz că sunteți la distanță, să te uiți pe Instagram în timp ce privești un film pentru a nu pierde nimic din feed-ul prietenilor tăi și multe alte chestii care, nu știu, mie personal îmi plac. După cum ați văzut și în videoclip, în momentul în care am dat drumul la tabletă, m-am conectat și toate conturile mele, în special cel de Google, au fost conectate, a preluat toate informațiile, nu a mai fost nevoie ca eu să instalez ceva, să mă ating de ea, pur și simplu toate programele de care aveam eu nevoie au fost instalate și după 10 minute, nici 10 minute, erau gata de a fi utilizate. Lucru care mi se pare foarte tare și care mi-a plăcut încă de la început, de când am primit prima tabletă Vonino în teste. Răspunde foarte repede la comenzi, nu mi s-a întâmplat niciodată să se blocheze, eu utilizez mai mult pentru YouTube și pentru a citi și m-am jucat câteva jocuri, o să vedeți că o să pun câteva videoclipuri cu ce am făcut eu pe tabletă sau, mă rog, ce fac eu pe tabletă în general. Content, la modul că poți să-ți descarci PDF-uri sau fișiere Word în caz că ai nevoie și să mergi să le, nu știu, listezi undeva în oraș sau chiar la propria imprimantă sau la o altă imprimantă. Deci face transferul de fișiere mult mai ușor în cazul acesta și tocmai datorită acestui lucru îmi imaginez că tableta Vonino Xavier 8 s-ar potrivi unor tipuri diferite de oameni, de la oameni de afaceri până la femei care
au propriul business, antreprenori, dar și liceeni sau tineri care se duc la facultate sau încep facultatea, tocmai pentru că este o tabletă foarte versatilă. Și lucru care mi-a plăcut cel mai mult și care îmi place foarte mult la tabletele de la Vonino este faptul că are acest înveliș la spate, un înveliș care este tactil, plăcut la atingere și, nu știu, vă spuneam și în celelalte videoclipuri, știu ce se întâmplă, mă părăsește vocea, în fine, vă spuneam în celelalte videoclipuri, atunci când am făcut recenzii la tabletele de la Vonino, faptul că acest înveliș mi se pare extraordinar. Nu știu, nici măcar nu ai nevoie de o pusă. Pur și simplu este suficientă tableta. Se pare că îți oferă acel confort pe care îl cauți uneori la unele obiecte și pe care chiar nu îl găsești. Dar acesta este primul lucru diferit în ceea ce privește tehnologia și tabletele de la Vonino. Un alt lucru mi se pare interesant este raportul calitate-preț. Pentru toate produsele de la Vonino, inclusiv Xaviel 8, tableta știu că o găsiți la Orange, în magazinele Orange, cred, așa că în caz că sunteți abonați sau vă interesează să faceți un abonament nou sau eu știu, vă puteți duce acolo să vă interesați. Și puteți să mergeți chiar și pe site-ul celor de la Vonino să vedeți mai multe informații. Cam atât am avut de zis. O să-mi fie tare greu să mă despart de această tabletă, pentru că, nu știu, îți oferă o senzație tare diferită în momentul în care o folosești, pentru că nu este un smartphone, nu este o tabletă simplă, pur și simplu este o experiență în sine. Tocmai de aceea îmi plac produsele de la Vonino. Da, atât am avut de zis, nu vă mai țin, așa că sper să vă placă videoclipul meu, dați-mi și mie un thumbs up în caz că vi s-a părut util și interesant și ne vedem data viitoare, v-am pupat, ciao!